Salutare! Am revenit la kilometru 0, acolo unde acum 6-7 ani începusem cariera mea politică. Atunci candidam independent, strângeam aici semnături pentru candidatura mea cu simbolul biciclistului curajos cu megafonul în mână. Și acum candidez că avem din nou alegeri, dar de data asta nu mai sunt singur și nu doar cu Olga. Candidez pe lista Partidului Verde Ecologist, un partid progresist cu care mă potrivesc foarte bine, doctrinar. Am observat asta încă de mult. Atunci, în 2014, când candidam, tinerii verzi europeni au susținut candidatura mea, ca să vă dați seama ce sprijin am eu de la verzi încă de pe atunci. Și acum sunt al doilea pe listă după Olga Afanas, care e vicepreședinta Partidului Verde Ecologist și cap de listă, e liderița noastră. Da. Mă bucur că suntem alături, am venit să distribuim fluturaș aici la kilometru zero, ultimele pliante cu, pe scurt, doctrina, promisiunea noastră electorală. Vrem să facem istorie, să schimbăm scorul Partidului Verde Ecologist. Dacă reușim să trecem și pragul electoral, ar fi minunat. Ne-ați vedea la treabă în Parlament, pe mine, pe Olga, pe Natalia Iațco, de primarul de Bălăurești, al cincilea e Ana Timiș de la, din Italia, al șaselea e Vitalie Marinuță, președintele Partidului Verde Ecologist. Mai ales că după 30 de ani de independență, în Moldova chiar ar fi timpul să vină oamenii care și-au dedicat viața activismului civic, drepturilor omului, să vină în Parlament oameni cinstiți, care toată viața au luptat pentru cauzele în care cred. Eu sunt pedagog de formare, sunt psiholog și expertă în domeniul social, activez din 2001 în ONG-uri și în domeniul social, în domeniul protecției drepturilor omului și drepturilor femeilor. Și programul Partidului Verde Ecologist mi se potrivește de minune, este cel mai progresist partid, cu 52% femei, o femei cu dizabilități inclusiv, deci chiar este cel mai fresh, cel mai inclusiv și reprezentativ pentru societate. Și pentru toate categoriile sociale. Este un partid care promovează echitatea, care promovează drepturile omului, drepturile femeilor, drepturile minorităților. Noi vă îndemnăm din suflet să nu fiți indiferenți și indiferente, să ieșiți la vot la 11 iulie, să vă expuneți opțiunea electorală și să ne susțineți, să susțineți partidul cu cele mai durabile soluții, cu cele mai verzi, cu cele mai progresiste idei. Nu fiți indiferenți. Votați la 11 iulie. Votați Floarea Soarelui. Votați oameni dedicați. Votați Oleg Brega și echipa Partidului Verde Ecologist. Susțineți oamenii care chiar își doresc să facă o schimbare, care chiar candidează pentru Parlament, nu știu câta oară și nu știu cu ce obiective și nu știu pe ce liste de partid, ci într-un partid nou care chiar e fondat pe principii echitabile. La 11 iulie ieșim cu toții la vot și în al doilea rând ne gândim bine la doctrinele partidului. Cu ce vin partidele? Verzii vin pentru sănătate și viitor. Votăm Floarea Soarelui! Și nu mai votați milionarii care vin în politică să-și înmulțească milioanele, să ajungă miliardari. Votați oameni simpli care vor să schimbe lucrurile spre bine, eventual politicieni de carieră, nu pe oameni de afaceri, businessmani, care habar n-au pentru ce se duc în politică, decât doar să-și asigure banii făcuți cel mai probabil necinstit, necurat, și să-și asigure controlând poliția, justiția, procuratura, și cum a fost până acum, Aldi Plahotniuc, Filat și Șor și cine mai vrei, alți hoțișori, Ghimpu se pare că a fost așa. Votați oamenii care țin de niște idei, de niște doctrine, care sunt școliți, cultivați. Olga are doctoratura, acum lucrează la doctorat. Natalia, de lângă mine, are și ea masterate făcute în Europa și eu am făcut un masterat la Iași pe integrare europeană. Deci nu suntem agemii și amatori, ne pricepem
la viața socială, la viața politică. Și știm cu ce provocări se confruntă oamenii, pentru că de fapt ducem aceeași existență simplă, de rând, și totodată chiar avem experiența care vrem să o împărtășim. Și sunt foarte mulți tineri și tinere care sunt gata și sunt dispuși să-și pună experiența și expertiza în slujba oamenilor. Femeile cu dizabilități, persoanele cu dizabilități merită să aibă reprezentanți și reprezentante în Parlament. E suficient să avem, e destul, ajunge să avem doar parlamentari care au mai fost zeci de ani și care tot merg cu aceleași obiective și cu aceleași gânduri ca să ne să-și folosească postura. Haideți să votăm conștient și să le dăm oamenilor noi voie să ajungă la luarea deciziilor. Încurajez toate femeile să iasă la vot. Noi suntem o forță, dragile mele, dragi mame, dragi domnișoare, dragi doamne, ieșiți la vot. Nu lăsați pe nimeni să vă decidă soarta. Nu lăsați pe nimeni să decidă soarta copiilor dumneavoastră, părinților dumneavoastră. Ieșiți la vot. Femeile cu dizabilități, vă îndemn, ieșiți la vot. Deși este o provocare, poate, pentru multe dintre dumneavoastră, pentru că secțiile de votare și astăzi încă poate nu sunt adaptate, dar faceți un efort și arătați un exemplu și arătați-le și autorităților că nu sunt pregătite pentru un scrutin. Și adunați datele acestea și prezentați-le, pentru că noi vom lupta în continuare pentru votul electronic și experiența dumneavoastră este un argument ca să introducem cât de repede posibilitatea ca votul dumneavoastră să fie ușor exprimat. Ieșiți la vot, nu rămâneți acasă. Votați Floarea Soarelui la 11 iulie. Și la alegerile următoare. Și la celelalte. Floarea Soarelui e un simbol durabil care mult timp va fi în buletinele de vot și mult timp vă va tenta să votați dacă vreți o schimbare, împrospătarea vieții politice, dacă vreți politicieni responsabili cu grijă de mediu și de drepturile omului. Mulțumesc verde pentru atenție, pentru, verde pentru sănătate și pentru viitor. Like, share, ajutați-ne ca mesajul nostru să ajungă la cât mai multă lume și mâine și duminică puteți să distribuiți aceste mesaje. Noi, politicienii, candidații, nu facem decât azi ultimul live politic cu îndemnuri din astea electorale, dar voi, publicul nostru, puteți să trimiteți prietenilor, rudelor, cunoscuților, privat sau public, puteți să distribuiți aceste materiale de pe pagina noastră de partid, Partidul Verde Ecologist, de pe pagina mea de activist civic, de pe profilul meu, Oleg Brega, de pe canalele mele de YouTube. Preluați imagini, fotografii, discuții, că am avut și aseară discuții despre pedalat și alaltă seară am avut discuții despre întrunirile noastre electorale. Materiale și tot ce dezbateri electorale am avut multe și Olga a participat și Vitalie Marinuță și primarul de la Bălăureș și eu, Natalia n-a participat. Domnul Fotescu. Și Vasile Fotescu a fost la Orhei. Deci, ajutați-ne să afle lumea despre noi, să ne voteze, alăturați-vă echipei noastre, suntem o echipă de viitor. Partidul Verde Ecologist. O seară cât mai frumoasă și haideți să fim uniți, să ieșim la vot și să votăm conștient. Noroc!